Deci nu poți să zici că ești pro-european și să falsifici alegerile, să cumperi conștiința cetățenilor. Domnul Plahotniuc, dacă face acest lucru, este la fel de vinovat ca rușii care plătesc aici pentru interesele rusești. Lucrurile astea trebuie clarificate și cred că în presă ar trebui să existe o dezbatere deschisă despre aceste lucruri. Altfel, sigur, noi sperăm ca un candidat care e anticorupție, un candidat care e onest, care nu este îmbogățit din politică, să câștige. Țara asta are o șansă. Și nu trebuie ratată. În politică nu sunt foarte, nu ai de 1000 de ori o șansă, o oportunitate. Și poți să dărâm totul foarte ușor. Moldova a făcut niște progrese în ultimii ani și ar fi păcat de Dumnezeu, cum se zice în românește, să rateze tot, să nu vadă oportunitatea pe care o are acum această țară.